Ori cred că dumneavoastră ar trebui să aveți o abordare mai acidă legată de aceste fenomene pe care le vedem dezbătute la televiziune, dar nu se întâmplă nimic legat de deținătorii de doctorate obținute prin plagiat. Avem și o explicație și asta îl va compromite pe Cioloș până la urmă. Stai cu plagiatorul Tobă la dreapta ta în ședințele de guvern, stai cu academicianul Curaj de la Academia de Științele Securității în același guvern, da? Și te faci că nu vezi că în jurul tău este o cangrenă care nu poate să facă decât rău societății românești.